la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! 53 de partide și organizații social-politice pot participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, a anunțat CEC. În competiția electorală din vară, unele formațiuni își doresc să meargă pe cont propriu, iar altele au decis să se unească în blocuri ca să obțină șanse de a accede în Parlament. Ce așteptări au cetățenii cu drept de vot de la anticipate? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Așadar, data alegerilor parlamentare anticipate a fost stabilită pentru 11 iulie. Deputații, mulți dintre ei care obțin mandatul, uită de voturile care îi aduc în legislativ. Dar alegătorii cu care am discutat la Drochia spun că nu îi vor uita și nu îi vor ierta pe acei demagogi atunci când foarte curând de altfel ei le vor invada localitățile cu promisiuni, sloganuri și afișe prin care vor cerși din nou voturi ca să stea 4 ani pe locul căldut din Parlament. Pe mulți dintre cei intervievați i-am surprins fiind scârbiți, dar nu de competiția politică dintre opoziție și putere, ci de atitudinea indiferentă față de interesul național. Iar la nepăsare se va răspunde cu nepăsare, pentru că mulți dintre cetățeni mai trăiesc marea dezamăgire. Valentina Ursu, Europa Liberă. Am ajuns în ospiție aici la Drochia și întrebăm cetățenii dacă așteaptă alegerile parlamentare anticipate. Da, las și eu, doamnă, poate bandiții prin urmă și poate mai scoate. Alții zic că nu trebuie, dar trebuie. Trebuie să o mulțim, să o mulțim Moldova asta cu bandiți. Începând Dodon, Șor și Plohaniu, câteți să-ți bunișoare. Ăștia pe care criticați au ajuns și ei la putere tot cu voturile cetățenilor. Am uștii cum e, dacă vrei mi-a dat smacreț, te duci la votare, elegi. Deci să nu pun și nevreu ie. Nu te gândi dacă am votat și am pus acolo ștampela, e tot facții și se leasă lora. De ce credeți că acolo se fac mișmaturi? Dacă așa e drept. Că e tot căruți, e tot banditism. Și ce așteptați să schimbe aceste alegeri? Măghieni, poate și măghieni. Țăranu să aibă o pensie bună. Zice că eu 1.600 de lei, hai trăiești. Zice că eu cu medicamente, că am cumpărat tot plimbăză medicamente. Plătești și gaz și lunienă și telefon și jurnal cu 1.600 de lei. Lasă-mi pune lor așa pensii, să cumperi și de foc una altă, să vadă cum e. Cât ar trebui să fie pensia ca să vă considerați un om care nu, duce o viață decentă? Nu, la 3-4 mii, străiește, ca haide în bazar și cum, să vedeți cum e. Și dacă ați avea 4 mii de lei pensie, ați fi mulțumit? Ei, el dacă ar fi mai mult, tot mai bine. Să nu umbli țărană, că așa și vinde unul flori, unul colocon și de așa, că așa vindeam și de la altfel, miliția ăștia lungă de aici. Dar ce nu vine Dodon, că așa se laud cu ce-a făcut? Ce-a făcut Dodon? Așa e, doamnă, așa e. Fără supărare, că așa e drept, e tot bandit, tot. Știți câte partide există în Republica Moldova? Ele cât partide sunt, tot clientura asta. Ziua arată la teliu, hă, că noi făceam așa. Sara ajung și beau și mănânc și râde noi. Ce zici că cel să topesc flămânul crea niciodată? Sunt peste 50 de partide, sunt multe, sunt puține. Sunt multe. Dumneavoastră ce alegeți? Partidul, omul, promisiunea, programul? Eu omul n-am în nădejde de nimic. La vot o să mergeți? La ce? La alegeri o să mergeți? Mă duc numai dacă și tot cum scad, cum ea că o pornit. Și se scoate puteți. Dar pe unii se legați, și ori să-i naști, să-i cumnați, să-i scumătări, să-i legați toți într-o bandă. Dar dacă ziceți că nu aveți încredere în nimeni, cât de ușor o să fie pentru dumneavoastră să știți cui să-i dați votul? Dar mă vede nici-or faci cum, și-or faci da, dar trebuie să știți cine merită votul dumneavoastră. E cum, e că eu cum Sanda, care prezidentul ăsta, mai des care să fac treaba, dar și pentru asta tot o încălcesc, Dodon, ce nu văd la ce, tot îi pune bieța roat, și nu pot, pe ce zara că vreți să fac. Dar un, hai, de ori, un cu zara, un într-o panel, că este, zic, Dodon, șor, drag doamne, judecat, o fugit de Israel, plăhăniuc toată. Dar în viitorul parlament, cine ați vrea să facă coaliții? Care partide să se unească? Care? Eu singur nu știu. Valentina Ursu, Europa Liberă. Eu vă știu, doamnă, și vă ascult astăzi, și vă respect. În aici, la Drochia. Doamnă, dar și-a făcut Dodon pentru noi. Ne-a dat un leu la pensie, că am muncit o viață am muncit la fabrica de mobilă în Aston și ne-a dat o pensie de capeși și el șede și să-l alegem. Pentru ce să-l alegem? Și omule, dacă tu erai bun, noi te alegem. Nu alegem pe Maia Sandal, alegem pe dânsul dacă era un om pentru noi. Că noi ne tot una, că e comunist, că e socialist, dar și-a făcut el pentru țară.
Ce au făcut? Au furat și s-au plimbat pe toate insulele și s-au dus soția și copiii și el vrea să la legem. Băi, omule, tu dacă erai un om deștept, înțelept, oamenii te legeau. Cetățenii ce aleg? Omul, partidul, promisiunea, ce aleg? Cetățenul alege ca să trăiască și el, măcar ceva cumva. Nu chiar ca în Europa, că noi suntem o țară agrară, suntem o țară săracă. Dar, băi, dă și la omul ceva. Eu trăiesc într-o cameră că n-am nici viceu. Când trăiesc o pensie, că am muncit o viață. 35 de ani staj, doamna, am. Ce pensie aveți? Am 800 de lei. Cât ar trebui să fie pensia ca cetățeanul să fie mulțumit? Și ați fi mulțumită? Da, e că ne-a luat o părere din încălțăminte de la comunitar. Va fi ușor acum? La alegerile din 11 iulie să știți cui să-i dați votul. Știu cui să-i dau, știu. Am înțelepciune, știu cui să-i dau votul. Dau, că vreau și eu în Europa și copiii nici se duc în Europa. Dar nu, eu n-am nimic cu Rusia, eu am trăit cu rușii. Am trăit, am văzut cum, dar vreau și eu în Europa. Văd cum trăiește lumea în Europa, oameni buni. Au bătrâni pensii, să duc iesă undeva. Dar nu unde să te duci. Te duci la second hand să-ți cumpere pare din încălțăminte și te uiți la piață să-ți cumperi ceva să mănânci tu. Cine ați vrea să creeze majoritate în următorul parlament? Pas cu ăsta, da. Ai Octavian, Pas, aici văd sunt niște oameni care au și ei o trăit. Dar ceva îi doare după cetățeni, dar și îl doare pe Dodon după ce. Și te bați atâta că vrei acolo, dacă ai fost, omule, deci n-ai făcut ceva pentru noi. Dar cum vă explicați, de ce atât de greu se dispar de putere? De atâta că le curge rubinetul în buzunar, doamne. Rubinetul și rubinetul curge bine, trăiesc bine. În aceste alegeri din 11 iulie, se va decide direcția încotro să meargă Moldova? Se va decide, doamnă, se va decide că lumea vrea, dar nu știm și eu dacă iar ori fura voturi și iar ne-o amăjit și iar ori plăti bani cum au plătit și-o dat un kilogram de orez la bătrâni, ne-o amăjit. Dar eu am zis, când ne-o dat amul la alegeri, ne-o dat și nici, eu am zis, dă un kilogram de orez, că eu dar eu tot am să votez pe Maia Sandu, nu pe tine. Eu i-am spus în față la cel care a venit acasă, doamnă, îmi dai orezul, dă-ne-l că eu liu, că pensia nimică, dar eu n-am să-l votez pe Dodon. Nu să-l votez. El a fost, deși nu a făcut ceva pentru noi, că noi îl alegem și mai departe. Îl alegem dacă era un om pentru țară. Dar el pentru ce? Pentru buzunarul lui și s-o pustăți. Bandiți, s-o pustăți. Puteți, eu pus la conducere. Stăți a lui, stăți. Dar ce n-ai pus tu un om care să aibă frică de Dumnezeu? Nu, nici nu vreau să aud de dânsul. Valentina Ursu, Europa Liberă, nu speție, la Drochea și întrebăm cetățenii dacă așteaptă alegeri parlamentare. Numai decât. Noi le așteptăm, eu, Donice Agafia, toată lumea pun să o alegem pe Maia Sandu. Acum nu se alege președintele, acum se aleg deputați în Parlament. Deputate și alegem al lui Maia Sandu la partidul PAS. De ce? Cum de ce? Văd că e faci tot ce-i bun. Dar noi și să-l alegem tot pe Dodon? Că dacă el e bandit, de atât că e numai răutate. Cetățeanul, mai poate fi cumpărat votul cetățeanului cu un pachet electoral? Nu, nici odată, eu nici înainte. Nu m-am dus nici la șor, nici la nimeni. Nu-mi trebuie. Eu pe Maia Sandu am votat și o votez mai departe. Altceva nu doresc nicât. Să alegem partidul PAS. Cu cine se facă majoritate? Cu Andrei Năsață, dar băi, el îți faci fi cam porcoț. Ce probleme trebuie să rezolve următorii deputați în Parlament? Cu nărodul, ca să... Nu că tăman pensie, dar să facă reguli, nu și banditism, nu și hoții, minciună și narcotice și cibirei. Este în drogea asta. Așa tare durere mare am și Maia Sandu cu partidul aia. Tot ies conduc și ați și igiene. Pe ce drum să meargă Republica Moldova? Europa. Europa e lume teafără, dar cu Rusia... Râs mare din... Numai cu Europa. 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 Numai cu Europa. Am fost acolo. Da. Vrem pensii, vrem salariu, dar mai întâi și întâi scurit. Țara de parazit. De tăți răiei și la noi în Drochei cel mai mare bardel. Eu nu știu nici mă duc, mă taștești. Eu mă rog la Dumnezeu pentru Maia Sandu să o întărească Dumnezeu și e partidul ei. Ce așteptări aveți de la lege? Ce așteptări? Eu am trăit în Europa, am fost la operații de două ore, am doi copii. Copiii nici în Europa au apartamente, au mașini, au salariu bun. Trăiesc, e curat, e bine, eu la dânsă am fost vreo 7 ori. Lumea trăiește, doamne, e curat, e frumos, pensii, decent, salariu. Eu m-aș duce încolo, dar deam și vârsta. Ce așteptări aveți de la alegerile parlamentare? Alegerile o să fie corecte dacă s-or uni. Unioniști, ia ca intre dânsă, rânză-i mare la moldoveni. Trebuie să unească. Dacă se unesc cu unioniști, gata, câștigă. Daș cu PAS, ei trebuie să unească, nu să sodească. Să lese tot la o parte, cum la moldoveni, rânză-i mare. Să lese tot la o parte, să împace și cu unioniști și o să câștige. Pentru dumneavoastră, contează dacă la putere vin partide de stânga sau de dreapta? Contează, sigur contează.
Dacă vin de dreapta, noi ne unim cu Europa. Nu zic concret cu România, dar cu România dar e Europa. Dacă vin de stânga? Dacă vin de stânga, cu Rusia suntem pierduți. La 11 iulie o să mergeți la vot? Numai decât mă arde. E ușor să știi cui trebuie să-i dai votul astăzi? Pas și gata. Câte partide sunt? Vreo 50 undeva. Dar lumea e mețâtă, e câteodată, tușoncă, grecică, una altă acolo, eu am mețât și gata. Ei sunt dezorientați lumea. Trebuie mult, dacă perioada alegerilor să vină de la pas, de la da, în popor, să explice, să deschidă ochii. Dar sunt chiar oameni, eu mă uit cu studii superioare, eu am studii superioare, profesor am lucrat. Dar chiar cu studii superioare știți să judeci. El cu socialiști, vrei. Lucian Blaga ce a spus, ce multă lume și niciun om. Dar e problemă și Transnistria. Vedeți cum ce au fost alegeri cele acolo. Eu dus cu autobusul. Poate din punct de vedere juridic, eu știu, nu-i corect. Dar dumneavoastră vreți să se reunească cele două maluri ale Nistrului? Numai decât. Și numai cele două și al treilea. Dacă s-ar rezolva problema transnistreană, votul cetățenilor din stânga Nistrului ar influența situația din țară pe ansamblu? Ia că asta e problema, aici e problema. Dacă au lucrat socialiști cum au lucrat, apoi știți, aici e pericol. Nu trebuie de dat ca aceia să voteze, adică ei au dreptul, fiindcă au ce să ne să nu le dai voie, nu-i dreptul că să vii să voteze. Dar ce statut ar merita regiunea transnistreană? Dar ce statut? Unit cu Moldova, patria, mamă și gata. Ce mai statut trebuie să iei? Ce sfat aveți pentru cetățenii care rămân indeciși și sunt necotărâți? Să gândească bine, oamenii, să gândească bine. Comuniști, socialiști, noi am văzut ce e. Hai să încercăm noi. Europa, vă spun, eu am fost, am văzut, e bine Europa. De ce să nu trăim și noi așa de bine? Noi am meritat, noi avem un pământ, că nu e în lume așa, Cernăziu. Dar lumea trebuie de lucrat. Trebuie de lucrat pasul și cu da să lucreze cu poporul în perioada asta. Să le deschidă ochii. Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în o specie la Drochea și întrebăm dacă așteptați alegerile parlamentare anticipate. Da, așteptăm. Vreau să schimbăm tăți din Parlament și pe unii pe alții noi. Din toți 101, numai vreo 5 deputați sunt normale, restul tăți sunt de ăștia care fur. Așa-i viața în Moldova. Tăți fură și fură. Sunteți tânăr. Tânăr, știu tăți și fac ei acolo. Și alegerile când vor avea loc, știți? Nu știu. Pe 11 iulie. Pe 11 iulie? A să mă duc și a să votez. Trebuie să decideți cine merită votul dumneavoastră. Partidul nostru chiar vreau să-l aleg. Ce bă, usată e partidul nostru să-l aleg. Că e că au pus primărița Androche, măcar ceva au făcut. Primărița e din partea lui Androche. Făcut dețchi ploșiat prin oraș sunt. Multe au făcut, eu n-am fost în țară, pur și simplu, dar au făcut mulți. Dar unde ați fost? La Rusia. Și cum e viața în Rusia? E greu, dar ia că mai gine să facem relații bune cu Rusia decât cu Europa. Renato Usată zice că trebuie relații bune cu Uniunea Europeană. Renato Usată vrea cu Rusia de mult, vrea cu Rusia. El na vtărâh răleahul a rămas, pe la două parte au rămas, de-am și el îi spune și el îi spune lui, de-am și el spune la lume. Te-a că lumea o ales-o pe Maia Sandu și amui nu mulțumit cu ales-o. Au pus legi în rele, multe. Dar care? Că parlamentul face legi, nu președintele. Imina președintele au vrut să scoată niște legi, că limba rusească Moldova nu spate să grăiești, că numai pe moldovnești, numai pe românești grăiești. Cine zic? Ia că Maia Sandu așa a făcut. O scos așa zacon și nici nicomod să grăiesc un cuvânt pe rusă și un cuvânt moldovnesc. Da, dar legile le face parlamentul, nu le face președinția. Și dar până mea e avea așa. Nu există așa ceva, nu există. Președinta să facă legi, nu există. Președintele dă ocaz. Republica Moldova e stat cu regim parlamentar. Dar ce mai trebuiește, dar prezidentul și ala, dacă tot hotărăște parlament? El este un arbitru între puterile în stat. Și a fost, am văzut, și azi și Dar cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Nu e niciun viitor. De lucru nu-i. Lumea tot fuge pe hotare. De asta și vrea lumea și cu Europa, vrea și cu Rusia. Că jumătate de moldoveni sunt în Europa, jumătate sunt în Rusia. Dacă ați pierdem relații cu Rusia, ia lungi de acolo. Și ați vii acasă și n-ați să aibă de lucru. A fost frică vreodată să fiți fugarii din Rusia? Dacă ziceți că munceți acolo? Da, cum? Ați avut restricții? Da, e cam eu am venit acasă, de tot prezidentul Rusiei a dat ucaz cu moldovenii pe data nu știu care, trebuie să iasă din țară. Dacă nu-și aduc în ordine actele, atunci trebuie să părăsească. Toate... Da, actele tare greu am de făcut. Așa, nu așa de ușor să faci acte. O văz că Maia Sandu s-a încercat să alunge armata rusească din Pridnistrovia, să o arunce înapoi, să duc și Rusia dă înapoi răspuns. Dar noi și suntem jinoveți, că Maia Sandu face politica ei. Ia uitat și e tânăr și e din înapoi, iată eu să ascultam despre Usată. Eu puțin știu despre, îmi plac unii idei ale lui, dar în orice caz, el îi deșal, care azi îi coșe și mâni coșe. Au avut probleme și în Rusia, câte probleme au avut, dar el zice că vrea cu Rusia. Retrăiesc pentru așa, pe listele partidului o să ne mirească toți hoții ăștia care sunt
aici. Cum să facem noi ca să scăpăm din dânsi? Cum să recunoaștem? Cum să-i recunoască lumea asta? Chiar să fie primul pus. Dodon, primă, Ghergheceanu-i primă, așa să fie iar aleș. Nu știu, alegerile le așteptăm, dar rezultate așa spre bine, nu credem să fie, de-atâta vă spun că ei de acum îmblă cu pomenele electorale, își pregătesc de acum și lumea asta pentru o tușoncă împuțită, mă scuzați, el votează. Ia uite despre Maia Sandu și unit o femeie să rămână și-și pierde viața pentru a-și salva țara ei. Și au și părerea au despre dânsa. Eu tot timpul am susținut, fiindcă eu am văzut cum ideile dumneiei și chiar și am aderat la partidul ei. Ce vreți să se schimbe concret? Să fie locuri de lucru, să copiii se întoarcă în țară, ca în ei trei și toți să-ți duci. Unde îți plecați? În Italia am îmbăiat, unul în Rusie și așteptăm, într-adevăr, să schimbi, că eu până acum nu știam că în țară la noi se fură atâta. Acum când aud la radio și presa citesc, te înspăimânt tare. Nu este niciun domeniu unde nu se fură. Sunteți nemulțumiți, că e nedreptate multă, dar în fruntea țării mereu a fost trimiși cei care au ajuns acolo cu votul dumneavoastră. Păi eu n-am votat niciodată de ăștia corupți. Dar vă spun că alegerile niciodată nu au fost cinstite și nu ați fi nici rămân. Cunoașteți câte partide există în Republica Moldova? 60. Sunt multe, sunt puține pentru un stat ca Moldova. Trebuie două partide, unul de dreapta și unul de stânga și gata, mergem înainte și cui trebuie? Ei de atât fac partide că se nimerească pe listă și se nimerească acolo. Uitați-vă și bogății au ei. Eu am lucrat 46 de ani profesoară și până nu de mult, am trecut ne-au recalculat pensie, dar primeam 1700. 46 de ani de staj. Cu grad didactic și asta. Valentina Ursu, Europa Liberă. Am poposit cu microfonul aici la Drochea și întrebăm cetățenii cum străiești în țară. Trău, cănieșă. Și câți proști. Și de sus. Dar cei de jos îi aleg pe cei de sus. Dar pe așa îi spui. Pe jos îi alegi pe cei de sus și de sus fac și vreau. Ce așteptări aveți de la aceste alegeri? Dar așteptăm nici, așteptăm să vii moarte, dar să ne iei și gata. Ca altceva și să așteptăm. Mai gine nu, nu mă vreau să ne îngroape, mă, și cu vaccinul și cu dracu tată și nu-i drepturi. Ori cu boala asta e drept, eu nu cred. Dar cetățenii, în general, atunci când votează? Sunt cred. Dar eu nu, ce votează? Eu partidul, promisiunea, omul? Minciunile votează, ca majestăți. Dar eu nu-i cred nici pe unul. Aveți așteptări de la data de 11 iulie? Nicu. Tot așa arșim și-a fost până nu. Câte partide noi avem, că nu are nicio țară câte partide cum avem noi. Câte sunt, știți? Vă 40 câți. Aproape 60. Aproape 60. Numai câte un om la fiecare partid. Dar contează dacă partidul are viziuni de stânga sau de dreapta pentru dumneavoastră alegătorii? Nu știu de asta eu. Nu știu și eu de asta, de dreapta ori stânga, dar e tot. Eu nici nu știu care e dreapta și care e stânga. Eu știu eu care e dreapta, stânga, dar... Se consideră că cei care sunt cu viziuni de stânga văd Republica Moldova mai aproape de Rusia, iar cei care sunt cu viziuni de dreapta văd Moldova mai aproape de Europa. Europa? Cui trebuie Europa? Și așa de eclocșărit. Și de Europa stau acolo, dar când vin acasă, românul se dau din partea la ruși. Și duc din nevoie acolo, că au și lucra. Și au căsăc de pâine. Dar nu ești la strada aici, nici asta nu au. Dar la vot o să mergeți? Nu mă duc. Nu mă duc, nu-i pentru și chiar, nu-i. Am fost până amul, dar mai mult nu mă mai duc. Și n-au soviet. Și atunci viitorul Republicii Moldova, cine îl decide? N-are. Eu știu cine să-l decide. Plăhătniu cred că să-l decide. Dar pe el e fugar. Mai... Păi este Islanda, dar usată și eu rămas de ca să bate pumnul în chepă, mai furai să... Cine? Oricum îi zici, da bălți, sunteți bandiți acolo. Cu votul cetățenilor îi puteți da jos? Dar nu putem da jos, noi suntem proști, șmitei, neputincioși, ca neașa, dar și putem noi face, nici. Lumea ar pune mâna pe srep și pe hârleț, pe fur și ar fulgări pe teze acolo. Păi odată la 4 ani sunteți stăpânul suveran? Nu mai sunt nici cum am fost, așa și eu. 11 iulie, ziua alegerilor parlamentare anticipate, cât de decisive pot fi aceste alegeri pentru soarta Republicii Moldova? Dacă va fi o nouă clasă politică, atunci vor fi foarte decisive și pentru țară rezultatul acestor alegeri. Dacă vor fi aceiași oameni, doar sub altă acoperire politică, nu se va schimba nimic. Pentru că ei, în fond, își urmăresc tot interesele, realizarea intereselor lor personale și nu le pasă de rog, de ceea ce se întâmplă, de fapt, în țară și de cetățeanul simplu. Ce responsabilitate cade pe umerii următorilor 101 aleși ai poporului? O responsabilitate foarte grea, pentru că țara se află în haos. Asistăm în prezent la o sărăcire și mai mare decât era în Republica Moldova. Avem problemele legate de pandemie. Aș spune așa că dacă ar fi un parlament, o clasă politică care, într-adevăr, ar vrea să schimbe ceva în țară, atunci ar fi mai mult
mult un parlament, să-i spunem, de criză, adică care și-ar asuma toate loviturile asupra lor, dar ar scoate țara din criză. Dar, iarăși, depinde foarte mult de cine va ajunge acolo și care va fi componența. Cât de mult cântărește promisiunea pe care o face politicianul în campanie electorală? Cam nu valorează nimic. Fac niște promisiuni pe care ei, în general, nu au idei despre ce vorbesc și care sunt irealizabile. De asta să punem accent pe promisiunile parlamentarilor și celor care candidează concurenților electorali. Eu una nu aș pune accent pe promisiunile lor, chiar nu valorează practic nimic. Dar despre numărul partidelor care se vor înregistra în cursa electorală, ce ne puteți spune? CECU a aprobat lista de 53 de partide care au dreptul să se înscrie, să participe la aceste alegeri. Sunt foarte multe, de fapt, într-o țară atât de mică. E o dezbinare masivă a populației și voturile vor fi foarte împărțite și foarte dezbinate. Și evident că fiecare partid își va duce mesajul său și lumea va fi și mai confuză decât a fost până acum. Credeți că în următorul legislativ va fi mult mai ușor să fie creată o majoritate, să fie investit un guvern? E foarte problematic. Sincer să vă zic, cred că foarte puțin se va schimba din actuala componență a Parlamentului. În principal, aceleași forțe politice, poate vor fi câteva surprize, dar în fond, aceleași forțe politice vor accede în Parlament. Păi și toată lumea vrea împrospătarea componenței legislativului. Majoritatea spun că vor să-i alunge din Parlament pe cei care nu și-au onorat promisiunile. Vom vedea acest lucru după 11 iulie, pentru că astăzi s-a ascult și părerea alegătorilor, la fel, este foarte împărțită. Dacă îi s-asculți alegătorul, vorbește astăzi cu un partid, îi spune că el îl votează, mâine vorbește, îi spune că pe celălalt îl votează, totul depinde de cei ce îi se aduce lui pe tavă, adică ce îi se promit și ce îi se spune. De asta doar rezultatele pentru noi o să arate dacă într-adevăr lumea vrea să schimbe ceva sau pur și simplu a fost încă o cheltuială de bani enormă din bugetul de stat. Eu totuși aș vrea să sper că se vor schimba într-adevăr și va fi o nouă clasă politică și o nouă componență. Ceea ce vom vedea și listele, de fapt, cum vor arăta concurenților electorali. Vom vedea. 11 iulie nu e atât departe, chiar e foarte aproape și vom vedea. Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut aici un popas la Drochia și întrebăm cetățenii ce miza au aceste alegeri parlamentare anticipate. Miza acestor alegeri rămâne de văzut. Că în fond, clasa politică rămâne tot aceeași. O să vedem practic tot aceiași oameni pe listă și mi-aș dori foarte mult să văd în primul rând listele partidelor noi. Mi-aș dori să văd cât mai mulți oameni din diaspora, oameni care au trăit peste hotare, care au alte viziuni. Știu cu adevărat cum se trăiește într-o democrație care ar putea aduce plus valoare în Parlamentul Republicii Moldova, ar fi cu mult mai ușor de implementat legi care ar scoate țara asta într-un bun sfârșit de mocirlă în care se află. Și votul din diaspora e văzut diferit de către politicieni. Unii ar vrea ca să se lărgească acest bazin electoral în străinătate, alții din contra. Cred că votul lor nu ar trebui să decide soarta Republicii Moldova. Toți care ne aflăm peste hotare suntem cetățeni ai Republicii Moldova. În mare parte cetățenii sunt dezamăgiți, dar totuși mai au o unică speranță, totuși ne mai gândim cum e posibil. Totul depinde de noi. Înregistrarea prealabilă este foarte importantă, dar eu cred că este prost lămurit și nu ajunge la oameni ideea. Pe urmă, noi ne jăluim că de ce s-au deschis atât de puține secții de votare. Și vinovați să fac politicienii din țară care nu explică la oameni suficient de clar ce trebuie să facă și cum să facă. Oamenii în psihotare au grijile lor, au un post de muncă la care se duc de la oră până la oră. Sunt mulți care sunt atenți la rețelele de socializare, în mare parte nu. Sunt ocupați cu rutina și nu au timp să urmărească tot ce se întâmplă și în mare parte sunt sătui deja de atâta prostii cât văd. O mare parte deja din cetățeni s-au înstrăinat, s-au îndepărtat, că de fiecare dată diaspora este folosită doar în campaniile electorale cu promisiuni care nu se realizează. Eu, fiind membru activ al diasporei, am mers din țară în țară, am strâns toată lista cu problemele care ne confruntăm, la care nu am fost băgați în seamă. Și chestia asta, vrei, nu vrei, te obosești și te dezamăgește. Eu cred că va fi o participare masivă, dar dacă și de data asta nu o să fie o schimbare, să se mai poată baza pe diasporă, nu cred că va fi posibil. Da. Oamenii pur și simplu nu vor mai reacționa. Asupra căror probleme ar trebui să se focuseze următoarea componență a legislativului, cei 101 deputați care vor fi aleși la 11 iulie? Acea integrare europeană
Lupta cu sărăcia, în primul rând corupția. În primul rând corupția, sărăcia, dacă noi s-ar curăța toată corupția care este în toate sistemele de stat, lucrurile s-ar normaliza. Chiar și oameni plecați peste hotare ar veni și ar investi în Republica Moldova. Noi toți ne bazăm pe investițiile pe marile firme cu capital străin. Dar asta nu rămâne a fi decât un capital străin care pleacă din Republica Moldova. Baza noastră principală trebuie să fie oamenii noștri, să-i aducem să investească la noi în țară. Sunt oameni din diaspora, foarte înstăriți, sunt oameni cu capacități și care au ajuns să fie oameni realizați peste hotare. Oamenii ăștia trebuie de-i convins să vină să investească. Și tot capitalul care s-ar crea pe teritoriul Republicii ar rămâne în interior, nu ar pleca peste hotare. Și ar fi binevenit o nouă lege ca toate partiduțele astea care sunt cu o ștampilă în buzunar, fără organizații teritoriale, fără nimic, ele pur și simplu să fie desființate, șterse, da. Vedem țări mari care au 2-3 partide în Parlament și fac niște realizări frumoase în folosul statului. La noi, partidele sunt create mai mult pentru a face rău cuiva. În campania electorală vedem acum blocurile astea care se înființează acum și astea doar aduce lumea în eroare, ca până la urmă să ajungă cei care au fost și care și-au făcut interesele lor. Eu cred că responsabilitatea mare va fi pe următorul legislativ, dacă într-adevăr forțele pro-europene vor reuși să aibă majoritate în Parlament, să unească și să mergem într-adevăr într-o direcție spre Europa și nu să nu batem pasul pe loc, cum am făcut-o timp de 30 de ani. Voci adunate la nordul țării, în raionul Drochia, despre Republica Moldova la răscruce și opțiuni pentru viitor, discutăm și cu fostul parlamentar Valeriu Ghilețchi. Și la aproape 3 decenii de la proclamarea independenței, se mai zice că țara se află la răscruce. De ce? Orice alegeri pe care le avem sunt un fel de răscruce. Adică e un moment în care se iau decizii importante pentru țară. Pe de altă parte, lucrul acesta ține și de o criză care se perpetuează de la an la an și perpetuarea acestei crize, evident că de fiecare dată creează și așteptarea. Poate de data aceasta vom reuși. E un moment crucial. Haideți să ne mobilizăm ca totuși să mișcăm lucrurile înainte. Deci ai și partea asta care e una firească, pe de altă parte, orice alegere, așa cum spuneam, chiar dacă te uiți în alte țări. Alegerile sunt momentul ăsta de cotitură sau e un moment în care oamenii iau o decizie și tot ce va urma foarte mult depinde de decizia care se ia în ziua alegerilor. Sondajele de opinie arată că e foarte mare dezamăgirea cetățenilor în clasa politică și de această dată se pune miza că s-ar putea purifica această clasă politică. Și de ce a ajuns să fie atât de mult criticată această clasă politică? Procesul e mai complex, adică o mare parte de vină îi aparține clasei politice pentru falimentele care au fost, dar totodată ține și de așteptările pe care le au oameni. Așteptările cel mai probabil reiese din promisiunile pe care le fac politicienii în timpul campaniei electorale. Este adevărat, dar să nu uităm că totuși noi cu toții suntem cetățenii acestei țări. Noi avem, în special în partea de est a Europei, inclusiv în Republica Moldova, avem o anumită mentalitate. Oamenii atunci când votează pe cineva, așteaptă ca acel cineva să rezolve toate problemele. Problemele trebuie să le rezolvăm oricum împreună. Evident că de cel care este fie în Parlament sau în guvern depinde foarte mult, dar asta nu înseamnă că el va reuși să le rezolve pe toate. Guvernul își are rolul lui, Parlamentul își are rolul său, dar și fiecare cetățean își are rolul său în construirea unui stat prosper, liber și democratic. Dar cei care ajung la putere, inclusiv deputații, menirea cărora este să facă legi bune, iar aceste legi bune să fie implementate de guvern, când citești programele electorale, aproape că ai ajunge în rai dacă s-ar îndeplini toate aceste promisiuni. Și aici avem o problemă, pentru că politicianul, din cauza așteptărilor exagerate, este tentat să facă promisiuni care de foarte multe ori nu sunt realizabile. Tentația aceasta e mare și oamenii, privind la aceste promisiuni, iau decizii. Prin urmare, suntem într-un fel de cerc vicios. Eu, în timpul campaniilor anterioare, de fiecare dată mă străduiam să scot în evidență anumite lucruri care le consideram importante și nu făceam promisiuni. Sigur, în programul PLD-MES, spre exemplu, pe lista căruia am candidat, erau anumite promisiuni electorale, dar la întâlnirile mele cu alegătorii încercam să evit acest lucru. Spre exemplu, le face o promisiune că pensiile
vor fi dublate, triplate. Și îți dai seama că lucrul ăsta nu va fi posibil. Nu are rost să vii cu asemenea promisiune. Dar politicianul are curaj să spună exact cum stau lucrurile în țară și de unde va veni prosperitatea și bunăstarea? Multora le este frică să spună acest lucru pentru că el se întoarce împotriva politicianului. Chiar și în campania prezidențială am urmărit cum ambii candidați, dacă vorbim și de domnul Dodon și doamna Sandu, au avut și ei pe alocuri această tentație să facă promisiuni care țin totuși mai mult de executiv, adică nu sunt competențele președintelui. Și pe undeva te întrebai de ce s-a făcut acest lucru. Mă gândesc că echipa de campanie i-a sfătuit, haideți să le spunem pentru că asta aduce voturi. Și apoi, vedeți, avem dezamăgiri deoarece îți asumi anumite promisiuni pe care nu ești ulterior în stare să le faci, fie că nu ai competențe, fie că nu ai evaluat corect cum stau lucrurile într-un domeniu sau altul. Aceste dezamăgiri care s-au acumulat de-a lungul anilor îl pune în dificultate pe alegător în actualele condiții, pentru că atunci când îl întrebi e ușor să știi cui să-i dai votul, ridică de numeri. Noi totuși în Republica Moldova avem suficientă libertate, libertate inclusiv de a alege. Oamenii au mai multe opțiuni. Când vii într-un magazin, te uiți pe raft, alegi din ceea ce este pe raft. Adică noi astăzi totuși avem partide care vor face oferte electoratului. Și atunci nu putem spune că cetățeanul nu are din ce să aleagă. Din tot ceea ce se va oferi pe piața politică, până la urmă, cetățeanul în data de 11 iulie va face o alegere. Dar unii vin chiar și oferă pomeni electorale. Pomenile electorale deja țin inclusiv de codul penal, adică țin de anumite reguli de joc care trebuie respectate de către toți concurenții electorale. Ați auzit să fie pedepsit cineva pentru că a dat pomeni electorale? Nu prea am auzit de acest lucru. Am impresia că nu e, pe de o parte nu avem un mecanism clar care să fixeze aceste încălcări. Pe de altă parte, nici cetățeanul nu se dă într-o parte de la aceste pomeni. Și atunci din nou ai un cerc vicios. Îți lipsește un instrument care ar fixa aceste pomeni, iar cetățeanul niciodată nu va pune o plângere, nu va depune o plângere că lui s-a oferit o pomană electorală. Și cum se scapă de acest cerc vicios? Și prin măsuri legislative, dar și prin a cultiva o cultură politică mai înaltă. Omul ar trebui să înțeleagă dacă el își dă votul sau, metaforic vorbind, își vinde votul pentru o pomană electorală, nu are de ce să se supere pe urmă pe politicianul respectiv. Alegerea trebuie să fie una liberă, conștientă, așa cum ieși în căsătorie ca și pastor de fiecare dată. Le amintesc tinerilor de bunăvoie, din dragoste și nesilit de nimeni. Deci votul ar trebui să fie de bunăvoie, din convingere și nesilit de nimeni. Ce ar trebui să facă următorul parlament, 101 deputați aleși la 11 iulie, ca lumea să înceapă să recâștige încrederea în clasa politică, în instituțiile statului, mai ales în parlament? Dacă ar fi să fim la discreția celor 101 deputați, niciodată n-am rezolvat nimic. Slavă Domnului că avem nevoie de cel puțin 51 de deputați. Deci deciziile, ca să fie luate, e nevoie de o majoritate simplă în parlament și atunci această majoritate își poate asuma responsabilitate pentru o bună guvernare a țării. Sunt mai multe domenii. Evident, foarte mult accent s-a pus pe lupta corupția. Deci, justiția trebuie abordată, reformată. La fel, ar trebui acordat o atenție foarte mare domeniului economic. Vorbind despre faptul că moldovenii pleacă din țară, despre lipsa locurilor de muncă, despre oportunități pe care nu le avem în țară pentru tineri, toate acestea țin de blocul economic. Aș fi vrut să văd care este viziunea actorilor politici cu privire la diferite domenii. Economie, domeniul sănătate, educație, securitate, apărare. De ce? Pentru că lupta corupția, într-un fel, a cam umbrit celelalte domenii și nu prea se vorbește despre ele.
Ori celelalte domenii nu sunt mai puțin importante decât lupta cu corupția. Dar până nu se dezrădăcinează acest fenomen, e greu de crezut că se poate aduce clarificare în alte domenii. Fenomenul corupției e de la Adam încoace. Adică omul e o ființă depravată. Apostolul Pavel are o frază în scrisoarea sa către biserica din Roma, care spune: nu este niciun om, niciunul măcar, care să facă binele fără ca să păcătuiască. Nu ai niciun singur om. Adică noi trebuie să ieșim și din realitatea naturii noastre umane. Omul are nevoie de anumite instrumente care să-l țină pe calea cea bună. Și atunci lucrul acesta reiese și din moralitatea societății. Nu poate o societate a cărui nivel de moralitate este jos să dea naștere la o clasă politică integră, una care va fi foarte onestă în luarea deciziilor. E o problemă. Eu cred că prin politici, prin anumite abordări, fenomenul corupției poate fi micșorat. El poate fi adus așa sub cote mici ca să nu împiedice bunei dezvoltări a țării. Dar nu poți să-ți faci iluzia că va veni un parlament absolut imaculat și odată cu votarea unui nou parlament din Republica Moldova va dispărea problema corupției. Am reținut o declarație pe care o făcea un bătrânel de la Cahul, sugerând că politicienii ar trebui întrebați cât de des încalcă cele 10 porunci și de ce le încalcă. E adevărat, adică știți, eu ca și creștin evanghelic totdeauna am scos în evidență un element important teologic, aș putea spune, și anume relația personală a omului cu Dumnezeu. Ioan Alexandru, care a fost și deputat în Parlamentul României, scriitor, profesor de teologie, el a vizitat Statele Unite ale Americii și întorcându-se din Statele Unite, după ce a venit libertatea în România, el a făcut o declarație, o afirmație, spunând că a descoperit secretul Americii și a fost întrebat: care e secretul? Zice, relația personală a omului cu Dumnezeu. Pentru că atunci când omul are o relație personală cu Dumnezeu, etica lui e diferită. El nu se uită în dreapta, în stângă. El știe că îl vede Dumnezeu. Și atunci teama asta de Dumnezeu, în sensul bun al cuvântului, îl face pe om mai moral, mai integru, apropo de ceea ce spunea bătrânul de la Cahul. Apropo despre dreapta și stânga, credeți că cetățeanul ia în calcul atunci când votează dacă la guvernare aduce un partid cu viziune de stânga sau un partid cu viziune de dreapta? Noi în Republica Moldova încă nu avem partide cu doctrine clare. Chiar și partidele care le avem astăzi vor participa în aceste alegeri și sunt favorite în această campanie, îți vine greu să le definești care este doctrina lor. La noi, mai mult partidele sunt împărțite în pro-vest, pro-est, adică aspectul geopolitic își lasă o amprentă puternică. Chiar dacă am auzit atât din partea unor cât și altor concurenți că nu vor pune un accent pe geopolitică, eu nu cred că poți ignora geopolitica în Republica Moldova. Și votul va fi unul geopolitic? Inclusiv geopolitic. Pentru că uitați-vă, chiar sloganele acestea am auzit despre formarea acestui bloc dintre comuniști și socialiști. L-am auzit pe domnul Țârdea, cât și domnul Dodon, vorbind despre pericolul ca țara să ne merească pe mâna străinilor. Și domnul Țârdea zice: dacă n-ar fi fost Moscova, Moldova ar fi dispărut ca stat. Păi stați un pic, dar despre ce vorbim? Parcă despre străini era vorba. Adică cu ce este mai bună Moscova decât Washington, București sau Bruxelles? Adică eu ceva nu înțeleg. Dacă totuși vorbim despre statalitate, haideți să lăsăm Moscova deoparte. Deci, prin urmare, se folosesc, iată, aceste argumente, ele sunt aduse în discuție și asta dovedește o dată în plus că factorul geopolitic își va lăsa o amprentă foarte mare, inclusiv asupra acestor alegeri, chiar dacă unii încearcă să facă abstracție de el. Eu mi-aș fi dorit să fie și partea doctrinară, adică mai cu seamă ca un om cu viziuni creștin-democrate, eu țin la partea doctrinară. Îmi place să știu dinainte, partidul acesta va promova în domeniul educației ce valori, în domeniul economic, pe ce va pune accentul și așa mai departe. Și care ar fi calea cea corectă pe care trebuie să se îndrepte Republica Moldova? Oamenii vorbesc despre o cale greșită mai mult prin prisma bunăstării personale, nu atât prin prisma unor elemente care țin de
părți doctrinare. Pentru că, din nou, revenind la nivelul de cultură politică, în Republica Moldova, el este încă relativ jos. Oamenii nu sunt capabili să deosebească între doctrine. El se uită la starea lui materială și atunci asta e judecata lui. Prin urmare, partea economică joacă un rol important. Dacă vă amintiți, Partidul Liberal Democrat, când a câștigat cel mai mare rezultat, a mers cu sloganul Moldova fără sărăcie. Sărăcia fiind o problemă majoră pentru cetățenii Republicii Moldova. Și de unde vine prosperitatea? Păi prosperitatea vine prin muncă, dar prin muncă intensă, prin muncă onestă. Ea nu poate să vină așa. De aia spuneam că o problemă pe care noi o avem este că oamenii votând așteaptă ca politicienii să facă minuni. Aproape să fie ca Domnul Iisus, să le mulțească cele 5 pâini și 2 pești și să hrănească sute de mii de oameni în țară. Așa ceva nu se va întâmpla. Oamenii oricum trebuie să conștientizeze că pâinea cea de toate zilele se câștigă prin trudă și sudoare. Cu toții trebuie să muncim, trebuie să dăm dovadă de inițiativă în privința aceasta. Evident că guvernului și parlamentului revine un rol special de a crea aceste condiții, de a atrage investiții în Republica Moldova, ca oamenii să deschidă locuri de muncă. Și toate acestea luate împreună, ele ne vor ajuta să ridicăm nivelul material al cetățenilor noștri. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare. Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.